Da, bună ziua, doamnelor, domnilor consilieri. Am fost convocați astăzi 6 iulie 2021, ședința ordinară a Consiliului Local Plăcești. Următoarea ordine de zi. Proiectul de 1, proiectul de hotărâre privind utilizarea definitivă a excedentului pentru următoarele investiții, achiziția autograder și virări de credite bugetare în cadrul aceluiași buget. 2. Proiectul de hotărâre privind modificarea programului achizițiilor publice pentru anul 2021. 3. Proiectul de hotărâre privind implementarea proiectului achiziției autograder pentru servicii publice în cadrul primăriei Gorjeni, județul Vahul. 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind activitățile comerciale ce se desfășoară pe raza comunei Gorjeni, județul Vahul. 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului local pentru informarea și consultarea publicului la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism. 6. Proiect de hotărâre privind organizarea și sărbătoria zilei comunei Horjești, județul Bacău. 7. Întrebări și interpelări. Și o să avem și un proiect de suplimentare a ordinii de zi. Proiect privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor raporturilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru școli al României la nivelul comunei Horjești, județul Bacău. Înainte de a supune la vot proiectul de hotărâre, o să supunem la vot procesele verbale de la ședințele anterioare. Prima oară de la ședința ordinară în luna... Pe 16 iar 5 iar. Pe 16 iar 5 iar. Așa, 15 iar 6 iar, nu scuzați. 15 iar 6 iar. Da. Da? Cine este pentru? Se abține cineva? Votul împotrivă? 14, da? Sigur? Ce? Nu luăm dacă... Nu. Supunem la vot și procesul verbal de la ședința extraordinară. 25-a 6-a. Cine este pentru? Voturi împotrivă, se abține cineva? Abținere? Da. Supunem la vot ordinea de zi în forma inițială. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Avem 14 voturi pentru, da? Supun la vot și suplimentarea ordinii de zi cu proiectul menționat. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? 14, da? Mulțumim! Trecem în ordinea de zi, primul proiect. Nu vei dau citire, îi dau cuvântul doamnei primar să prezinte proiectul. Domnul consilier, ați primit întreaga documentație, exact cum vă spun, în fiecare lună, iar pentru achiziționarea acestui autograder au fost atâtea discuții, am zis că achiziționarea prin GAL, și, dar este de durată și drumurile noastre ați văzut că arată cum arată, iar pentru închirierea unui autograder foarte scump este pe oră. Noi acum am terminat procedura pentru reabilitarea drumurilor sătești și comunale. Am terminat procedura cu antemăsurătorile cu de dirijire de șantier. Urmează, am primit deja cereri pentru oferte pentru executanți la lucrări și peste tot ne-au spus că trebuie și grederul ca să fac întâi, știți, cum se numește... Da, și apoi și proștia balastru. Foarte mult costă grederul. Și am zis că prin GAL, când o să fie fonduri, putem să ne orientăm spre altceva și pentru că tot avem posibilitatea și având în vedere drumurile, nu mai zic cele sătești, cum că sunt și cele de exploatație, cele agricole, care arată dezastru. Da. Și am considerat că este urgentă și necesară, este necesară achiziționarea acestui autogreder, având în vedere situația drumurilor noastre sătești comunale, de exploatație, agricole, care, pe care le doriți. Cam legătură, ați văzut primele trei puncte, că e vorba și de autogreder. Dacă mai vreți ceva să întrebați? Îți fier la cuvânt? Doamna Mânuț? Altcineva? Mă scriu și eu. Doamna Mânuț, aveți cuvântul? Referitor la caracteristicile tehnice în produsului. Astea le-am spus persoane competente în domeniu.
minim 6 cilindri, deci nu există 4 cilindri. Puterea 120-170 este foarte mic, este un utilaj care lucrează. Un utilaj de lucru, nu este un utilaj, nu este o mașină de transport. Minim 200 de cai putere. Tracțiunea 6x4x4 nu există. An de fabricație 2000 este foarte vechi. Pentru gândiți-vă, utilajul respectiv lucrează 3 metri cub de pământ odată. Ia, minimul 3 metri cub. Ca și cum muncim noi de 30 de ani și mai avem pretenții să sari 20. Nu știu dacă la banii ăștia vă încadrați la alte, la altă achiziție. Acum vă să răspund, da? Da, da. Mi-am luat de la achiziții, colega de la achiziții, nu s-a pus, a pus ca termen, nu că n-am găsit, mi-am cerut oferte de la Utilbet, ca să vă dau exemplu, i-au trimis oferte, căutăm oferte, am luat o medie și am căutat și am găsit colega caiet de sarcini pe SIGA, știți cum se face, și din moment ce au găsit acolo la alte primării care au achiziționat, presupun că există toate cele caracteristici. Da, este foarte mic la capacitate ca să satisfacă nevoile. Adică deja este un utilaj vechi. Un utilaj nou poate te mai ținea în condițiile astea, dar un utilaj vechi... Raportăm la costă. Noi raportăm la costă, dar aducem și o bucată de fier în urmă, care la reparații... Eu garantat facem tot să fie, că interesul este să fie un utilaj care funcționează. Nici într-un caz un utilaj care, pe care să-l ținem și să nu putem să să-l folosim. Și am observat o chestie. Nu știu despre ce este vorba și vă întreb doar. În referatul de aprobare care l-ați făcut dumneavoastră, spuneți că în data de 5-a 2021, bugetul a fost rectificat și proiectul din data respectivă nu spune rectificare, spune doar returnarea avansului. E rectificat prin returnare, deci ilegal, nu? Păi în 5-a 5-a a fost o returnare? Nu, o returnare, nu o rectificare. Da, este o rectificare, pentru că influențează bugetul. Am întrebat. Domnul Bunov, că nu vreau să mai Ok. Nu trebuie să facem o rectificare, ca după aceea să decidim ce facem cu banii, nu? Nu. Data asta, nu. Pentru că de alte dăți, da, trebuie să facem o rectificare ca să luăm bani de acolo, să-i destinăm în aplicare. Când crește sau scade bugetul, se face și rectificare. Rectificare este și cuplat. Dar nu se referă strict la faptul că nu a fost folosit cuvântul rectificare. În proiectul respectiv. În proiect? Iar vă referiți la proiectul care se numea utilizarea definitivă. Da. Este o rectificare. S-a folosit termenul, sintagma de, de utilizare definitivă, tocmai la sugestia celor de la trezorerii, care au spus că în momentul așa lor așa le trebuie. Acum pe lucruri contabile nu sunt un specialist, ei au spus ca să nu aveți niciun fel, trebuie să vă neapărat tocmai de asta acum, m-am întrebat, ca să nu avem în niciun fel. Dar bugetul a fost influențat, evident. Da, atât? Da, da. Mulțumesc. Da, o să zic și eu câteva cuvinte. Plec de la ce a zis doamna primară. Este evident că drumurile arată jalnic în toată comuna, atât drumurile comunale, cât și drumurile de exploatare agricolă. Acum se investește 600.000 de lei dintr-un buget local, nu e de aici de acolo, e o sumă considerabilă pentru orice buget, chiar și pentru un buget de municipiu. Tocmai de asta, în principiu, o astfel de investiție ar trebui făcută prin fonduri europene. Să accesezi un proiect, să poți să-l susții financiar. Acum, faptul că noi avem acești bani în buget și decizia să-i cheltuim, e ok. Dar aș vrea să facem totuși niște calcule, să vedem în cât timp amortizăm noi. Adică este o investiție. Ați spus că costul este foarte mare în închirierea unui autogred, dar ne puteți spune cât este costul exact? Până în 300 de lei pe oră, 200 și ceva, știți, acum depinde firma, dar este între 200. Cam câte ore anual considerați că...
e necesar un autogrevă. Destul de mult având în vedere. Noi ne-am limitat întotdeauna la suma de bani pe care o avem, dar ar fi de lucru oricând, pentru că nu poți să spui, dacă intri pe drumuri cu grederul și rezolvi și nu o să plouă o perioadă, normal că nu mai ai motiv să mai intri pe acele drumuri, că se păstrează, iar dacă intri azi pe drum și plouă mâine, iar trebuie să intri, deci nu poți să spui exact numărul de ore, având în vedere că foarte mult situația drumurilor de pământ ține de starea vremii. Nu. Deci, cele de exploatat agricol nu au fost reabilitate. Păi da, dar... Tocmai, deci, este mult de treabă pe ele. De faptul că trebuie intervenit până se rezolvă cu toate, după aceea nu poți să spui câte ore intervii, că trebuie foarte mult de fiecare. Ce vreau să zic, practic, este faptul că pe lângă costul de achiziție vor interveni costurile... Vă rog frumos! Vor interveni costurile de utilizare, ca la orice bun. Asta asigurare, consumabile, automat probabil se va și defecta, va trebui făcute reparații. Vreau să vă întreb cine va fi șoferul, cine va utiliza acest utilaj. Se va face o nouă angajare sau mai mult ca sigur se va face o nouă angajare pentru autogreder, că nu se poate un șofer să fie și pe Budo și pe atunci pe autogreder. Deci este... Înțeles. Deci costurile practic se vor duce plus cu șofer, cu achiziție, cu întreținere. Probabil avem șanse să ajungem chiar la costuri mai mari decât. Iar dacă acest utilaj, care deși este foarte vechi, va ajunge în 5-6 ani să-l trimitem la casa, nu știu dacă este chiar așa o investiție de viitor. Pentru că în momentul în care spui că tu vrei autogreder, practic eu văd că pentru următorii 20 de ani, ca să fie rentabil, noi o să rămânem cu drumuri de pământ în comuna Forgeș ca să folosim autogrederul. Cred că scopul este să facem proiecte, să facem asfalt, cum comunele din jur pe care le menționam în campaniile electorale și le dădeam ca exemplu, au asfaltat inclusiv drumurile de exploatare agricole, cred că acolo trebuie să tindem și noi. Chiar nu știu dacă Tamașul are autogrederul lor propriu. Noi se pare că o să-l avem. Acum și la Buldo, mi-am aminte la fel. Eram foarte mândri, toată lumea plecat cu optimism, o să luăm Buldo excavator, o să facem șanțuri, o să facem... Buldo stă aici, parcă nu știu câte șanțuri acum. O să facem. Acum dumneavoastră... Dacă dumneavoastră vi se pare că acest Buldo a făcut ceea ce se promitea că face, sau tot timpul probleme, poate e cupa prea mică, dar să zic, tare aș vrea să văd o viziune pe termen lung, să văd investiții serioase, cu cap, cu o logică, așa doar, dați-mi voie să nu văd lucrurile așa cu optimism cum le vedeți dumneavoastră, dar sper să mă înșel. Acum pot să răspund, deci dacă luăm cu drogul de sare, știți, cu utilajul că se strice și când, dacă luăm cu drogul de sare, am vorbit de lucruri concrete, utilaje care au fost cumpărate și apa vine tot pe drum. Dumneavoastră, întotdeauna, punctul meu de vedere, punctul dumneavoastră de vedere, lăsați-ne să considerăm și noi, sau permiteți-ne să vedem și noi altfel lucrurile decât le vedeți dumneavoastră. Normal că viziunea este pentru asfaltare drumurile, dar trebuie să fim și realiști cu asfaltare de drumuri, având în vedere situația pe comuna Horgești. Nici într-un caz nu se face într-un an sau doi, pe toate drumurile. Deci acel utilaj o să-și găsească întrebuințarea pe toată durata până se fac aceste drumuri. De ce spuneți că s-ar putea face sau lăsați impresia că nu se vrea, dar s-ar putea face o asfaltare sau prin proiect, prin fonduri europene, o asfaltare a tuturor drumurilor, Sătești, de exploatație, oricare le doriți dumneavoastră, într-o perioadă, într-un an, doi, adică ca să nu merite această investiție. Proiectele deja trebuiau făcute de altul, știți părerea? Deci și dumneavoastră sunteți domn consilier și dumneavoastră putea să veniți cu propuneri, nu vă oprește absolut nimeni, cum veniți cu propuneri care nu și-au rostul, puteați să veniți cu propuneri și pentru acele drumuri, da? V-am dat răspuns. Aveți majoritatea Consiliului Local de 4 ani. Deci n-au trecut tot proiectele... N-au trecut, domnul consilier, ați venit cu un proiect de genul acesta și v-a fost respins? Să nu începem. Dacă mai aveți ceva de spus. Dumneavoastră, în momentul în care sunteți pus în situația să vă demonstrez că nu aveți dreptate,
imediat începeți că eu mă victimizez sau eu am ceva și vă spun dumneavoastră. Deci nu v-a oprit absolut nimeni să veniți cu un proiect și acești domn consilieri și consiliul local trecut, că ședințele au fost filmate, s-a văzut clar că nu au votat niciodată împotriva unui proiect, deși a venit din partea opoziției, dacă a însemnat ceva bun pentru comună. Dumneavoastră nu faceți decât să băgați bățul prin gard și să veniți cu tot felul de acuze pe majoritate. Nu, cam atât. Nu mai plângeți că e suficient. Mulțumesc. Nu mă plâng, mai ales în fața dumneavoastră, că am altceva de făcut. O să mai... pentru că proiectul nu se referă doar la achiziția autogrinderului. Avem la articolul 1, de fapt, da? Și suplimentarea valorii obiectului de investiție, amenajare, teren, multisport la școala Porgești. Mm-hmm. Da, vă aduceți aminte că la ședința de buget am specificat faptul că un teren multifuncțional e undeva la 40.000 de euro piață. Și am spus că e nevoie de 200.000 de lei. Acum, deci au fost 100.000 de lei, acum se vine cu 200.000 de lei suplimentare, deci undeva cu 30% probabil peste prețul pe care eu l-am menționat la acel moment. Și vreau să vă întreb, în baza a ce facem în această rectificare? Să vă întreb, în baza a ce ați venit dumneavoastră cu acel preț? Noi avem acele oferte. Păi 100.000 în baza aceasta. Păi nu, că spuneți că s-a depășit ceea ce ați estimat dumneavoastră, de parcă v-am mai spus, de parcă ați fi atunci știutor și știți prețurile corecte. Eu vă zic, în ce bază ați venit cu acea sumă? Da, știu. Eu am spus că și domnul consilier, știu foarte bine. La prețul de 40.000 de euro. Deci noi o să mergem exact corect și facem achiziția peste cap și sunt exact oferte care sunt. Nu peste tot căutați, poate este ceva acolo, mergeți mai departe cu sesizia, dar asta e situația. Domnul consilier, a fost discuția că prețul acestui teren nu o să poată să rămână la 100.000, dar o să facem investițiile în funcție, dotările acelui teren, în funcție de posibilitățile financiare. Acum am gândit, pentru că am văzut care sunt costurile, început de la a turna acea placă pe care să pui... Ne prezentați și nouă, vă rugăm, ofertele astea în baza... Normal, o să le solicitați și o să le primiți. Păi, acum apun proiectul, nu după ședință. Eu acum aș vrea să văd o ofertă... Dar scrie aici despre o ofertă anume, noi să acum am pus menționat acum. O să le solicitați și o să le primiți după, da? La fel ca și la strategia de dezvoltare, unde aveați ofertă de 12.000 de lei și dumneavoastră ați optat pentru ofertă. Dumneavoastră aveți posibilitatea să solicitați ceea ce doriți și vi se pune la dispoziție. Dacă nu ați vrea să faceți risipă de bani publici, este decizia dumneavoastră. Așa, aveți dreptate și tocmai să mergem mai departe, că este decizia mea, exact ce ați spus. Da, și mai avem articolul 3, unde se suplimentează suma de 30.000 de lei pentru zilele comunei și aici avem 10.000 de lei pentru organizarea spațiului de desfășurare activităților, adică se dorește să se toarne o placă de beton în median. Vreau să vă întreb pe ce suprafață, cum vedeți acolo betonul ăsta? Domnule consilier, ca să fie clar de la început, această sumă de 10.000 am pus o estimativă, depășit, nu se depășește, dar noi vrem în fața scenei, pentru că nu mai putem face în spațiu închis această zi de 15 august, iar când s-a făcut că o să fie și un bal seara, noaptea, este praf. Turnăm o placă de care o să rămână și pentru și pentru alte ce organizează, ce o să se organizeze acolo. Și am făcut un calcul cu angajații din primărie și am zis, decât să punem o betonieră, balaș, ciment, mai bine aducem o cifră de beton. Și turnăm, noi amenajăm locul, facem cu buldo, deci nu o să ajungă la această sumă, dar am zis, pentru orice eventualitate, oricum ajungem în Consiliul Local și o să spunem suma finală care s-a investit și banii rămân, știți, și se duc rămân, adică nu se cheltuie mai mult decât este necesar. S-au achiziționat, am mai fost achiziționate două și una proiectoare, știți că trebuie luminată zona. Aceasta este ce ține de amenajat în zona respectivă pentru eventualele evenimente care se vor organiza. Plus că ați văzut și dumneavoastră că la scenă a mai fost luată câte o placă de rigips și o să trebuiască, că nu putem rămâne așa. Am zis ca să nu mai fim nevoiți în fiecare an, ca în fiecare an să luăm niște covoare tradiționale de la cetățeni împrumut, dule noaptea, omul doarme, că e om în vârstă, că dâns și mai au așa. O să dăm comandă și de trei banere, unul pe spate, două pe lateral, în care o să apară imagini cu
din comuna Horgești, cu anumite cum e lacul, care, și o să fie acel banner, nu o să scrie decât zilele comunei Horgești 15 august, deci o să le putem folosi în fiecare an, ca să ornăm acea scenă, să nu rămână de flori, o să punem că sunt acestea, ați văzut, poate că la primăria am achiziționat și o să le ducem și pe scenă, eu zic să iasă ceva frumos. Da, okay. Mai sunt întrebări? Dacă nu o să punem la vot primul proiect pe ordine de zi, cine este pentru? Să vă știți numărați? Eu am numărat 10, acum să vedem din repunghe. Abțineri împotrivă? Abțineri. Avem 3 abțineri, da? Voturi împotrivă? Înseamnă că am avut 11. Să ne tragem la proiectul numărul 2, pe ordine de zi, privind modificarea programului achizițiilor publice. Are legătură cu primul, că modificarea programului de achiziții, dacă știți, a fost făcută acum așa în decembrie, nu a fost aprobat programul de achiziții și trebuie modificat în funcție de ce se propune pe parcursul anului să mai achiziționăm sau să... se schimbă valoarea. Deci asta este. Și au fost trecută, nu, autogrederul. A fost trecută în lista de investiții și... Amenajarea terenului. Asta este exact. Au legătură acestea primele trei puncte, nu? Pe ordinea de zi, care și cu autogrederul și cu zilele comune. Zilele comune e ultimul punct pe ordinea de zi, dar are legătură... Întrebări la proiectul numărul 2? Vreau să punem la vot. Cine este pentru? Am numărat 11. Abțineri? 2. Voturi împotrivă? Înseamnă că sunt 12. N-am văzut la domnul Bobo cum a votat. Eu sunt pentru. Da, atunci ați văzut. Și 2 abțineri avem, da? Da. O secundă, la abținere inițială. Trecem la proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind implementarea proiectului achiziție autogredă pentru servicii publice în cadrul primăriei Horgești. Deci, s-a discutat despre. Da, să punem la vot proiectul, cine este pentru? Cum am numărat 12. Abțineri? Și cu 2 acces. N-avem împotrive, da? Au ieșit deja. Au ieșit. Mergem la proiectul numărul 4, privind aprobarea regulamentului privind activitățile comerciale ce se desfășoară pe raza Comunei Horgești, județul Bacău. Domnilor consilieri, să știți că numărul solicitărilor pentru emiterea autorizației de funcționare pentru aceste societăți comerciale. Suntem la urbanism, cred. A crescut și există și între comercianți anumite discuții pentru emitere. Eu am investit mai mult, celălalt n-a investit. De ce n-a primit? Și am zis, acest regulament nu l-am descoperit noi, știți, este și alte primării, și am considerat ca să nu existe absolut nicio discuție între toți comercianții, să aprobăm acest regulament, model pe care ni l-am asumat și noi de la alte instituții. De aceea am înțeles că există și o problemă, n-am fost atentă, scrie poliție locală, o să scoatem acest termen din regulament, că noi nu avem poliție locală, și urmează ca aceste adeverințe de funcționare să fie eliberate în baza acestui regulament, adică să respecte absolut tot ce ține de regulament. Cam aceasta este ideea pentru care am venit în fața dumneavoastră cu acest proiect de hotărâre. Într-adevăr, după cum a spus și doamna primar, de la articolele 45-47 și de la capitolul 5 alineatul 4 va dispărea sintagma poliție locală. Acolo unde nu apare nimic, va apărea autoritate publică locală. Stați așa, dacă apare autoritate publică locală, care din ele? Primăria. Autorități sunt două. Da, primarul prin reprezentant. Corect, este că sunt legea specială privind aplicarea stabilirea și aplicarea contravențiilor,
Spune că primarul este cel îndeplinit să constate și să aplice sancțiunea sau împuterniciții acestuia. Deci ar trebui acum înlocuit poliția locală cu primarul și împuterniciții acestuia stabiliți prin dispoziția primarului. Da. Vă scrieți la cuvânt? Eu o să scriu la cuvânt. Da, un regulament. Regulamente care, din punctul meu de vedere, sunt făcute mai mult ca acoperire. Adică, dacă el intră în vigoare în forma actuală, de exemplu, după amiază, 90% din comercianții liberați acum în Hodești ar trebui avertizați, amendați. Bine, avertizați, bănuiesc, inițial. Nu e rău să ai un regulament, dar tocmai asta zic, trebuie să vedem ce facem pentru acești agenți economici să-i susținem. Așa cum a spus de poliția locală, în proiect sunt multe alte lucruri care n-au nicio treabă cu Hurgeștiul. Se interzic, de exemplu, comercializarea băuturilor alcoolice în căminele și locurile de cazare pentru elevi și studenți. Probabil și avem mulți studenți în Hurgești. Trebuie să știe agenții economici, de exemplu, că vor trebui să aibă permanent apă caldă și rece. Deci, da, fără tablitul și VSB-ul. Acesta lege și pentru cei care activitează desfacere. Eu vă întreb, de exemplu, școlile din Hurgești au apă caldă? Primăria Hurgești? Dar și regulamentul cu școala, domnul. Da, este tot o instituție. Domnul președinte, dar haideți să fim la subiect. Prin lege și școala este obligată să aibă apă caldă. Domnule, sunt unii agenți care au, să știți, dar eu mă pun în pielea celorlalți care nu au. Avem o singură școală care are școală. Acum vorbeam de... Ce-am făcut, de noi i-am pus acel... Nu vei de agenți, dar e pomenit de școli. Dar pomenit de școli, da. Pentru că tocmai de asta zic. Ți-am dat un exemplu. La Rece avem apă caldă de cel puțin 8 ani. Foarte bine, felicitări. Așa, da. Dar răspunsul la ce-ai întrebat. Mă bucur, bine. Bine, dar se pot lua acele... Nu avem un boiler micuț luat de domnul Orstină când era director. Da, un boiler acela sau... Dar nu ar fi avut autorizație de funcționare dacă nu aveau apă caldă și rece. Pentru că s-a lupit asta. Da, am văzut aici la articolul 36, la... Mai este perioada asta, se face destul de mult comerț ambulant pe străzi. Aici chiar o să vă rog să puneți în aplicare, pentru că sunt mulți comercianți care vin din alte părți și care îi afectează pe comercianții de pe plan local. Și o să vă rog să aveți, nu prea am înțeles din proiect, de exemplu, cine o să fie persoana responsabilă de pe teren, care o să constate neregulile și nu se trece cine se ocupe asta, o să decidem dacă este aprobat acest regulament, urmează să decid prin dispoziție funcționarul care se ocupe. Nu puteam să desemnez deja un funcționar dacă eu nu aveam regulamentul aprobat. La articolul 44 se spune suspendarea autorizației se face prin dispoziția Comunei Hurgești. Deci Comuna Hurgești nu poate să dea o dispoziție. Deci, la fel, aici o să vă rog să... Comuna 44. Să rectificați, pentru că nu e în regulă. Și mai aveam la articolul 57, la alineatul 2, și aici o să vă rog să-mi explicați, că pentru autorizația de funcționare, perioada prelungirii este de un an de zile și se pot acorda 5 vize anuale de prelungire, după care solicitantul trebuie să reia procedura de autorizare. De când se aplică acești 5 ani de zile? Pentru că avem comercianți care sunt de 20 de ani. Deci ei acum trebuie să reia toți un proces? Sau de când se aplică acest? Nu, după ce și-au perioada pe care este valabilă acum autorizația, pe care o au deja în... fiecare comercial doare la dânsul, aceea merge în continuare. Dacă au expirat cele 5, va trebui să depună documentele. Da, dar care are acum autorizație și are termen de valabilitate până la anul. Sunt valabile, pentru că acest regulament este în vigoare la această dată. În iulie 2022 și de atunci intră în vigoare. Când am fost atent la articolul 65, ați modificat? Da, ceva trebuie. Pentru că... Deci, în cazul în care Consiliul Local al Municipiului Bacău aprobă un nou regulament. Da, am zis că o să facem aceste modificări. Da. Asta n-a fost menționată și n-a fost așa dacă este. Municipiul Bacău mâine modifică, rămânem fără regulament. Intrăm în zona metropolitană cu mine și ne aliniem. Da. Mai are cineva întrebări? Nu intrăm în zona metropolitană.
Noi intrăm în zona metropolitană, știți? Dar noi intrăm. Noi nu suntem dați, dar în evidențele lor suntem în zona metropolitană și noi tot le spunem că noi nu. Nu pot să-mi dea nicio... Exact. Și ei ne spun că da și noi le spunem că nu și ne cer un chestionare și... Da, supunem la vot proiectul de regulament. Cine este pentru? Cu modificare de care am făcut vorbire. Împotrivă, abțineri? Mergem la proiectul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului local pentru informarea și consultarea publicului la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism. Doamna consilier, planul urbanistic general al Comunei Horgești expiră mai puțin și trebuie, ca atare, trebuie făcut un alt plan urbanistic general. Este obligatoriu și pentru orice proiecte depuse, pentru orice cere plan urbanistic public. Acest punct nu putem să începem lucrările pentru ducerea la sfârșit a acestui proiect până nu avem un regulament local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentației de urbanism și amenajarea teritoriului. De aceea merită fața dumneavoastră cu acest proiect de hotărâre pentru a putea, după ce acesta va fi votat, dacă va fi votat, să putem să mergem mai departe, să facem pașii următori, ca în foarte greu să merge la un punct, adică sunt foarte multe documentații, e foarte mult de lucru, foarte multe instituții implicate pentru emitere de avize, de documentații, dar acesta este primul pas pe care trebuie să-l facem și de aici, pornind, continuăm cu ce trebuie făcut. Să scrie de la cuvânt. Poate eu doar să menționez faptul că ăsta chiar e un regulament care trebuie pus în aplicare și faptul că se construiește haotic nu ne ajută cu nimic pe termen lung, de la faptul că nu se poate interveni la timp pe străzi, doamne ferește de intervenții de pompieri, ambulanțe. Da, aici chiar că ar trebui o viziune pe termen lung și o minte limpede care spună în aplicare niște reguli stricte pentru construcții. Da, nu știu, probabil o să mai dureze. Mulțumesc. Mai are cineva ceva de spus? Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se abține cineva? Votul împotrivă? Proiectul numărul 6, proiect de hotărâre privind organizarea și sărbătoria zilei Comunei Horgești și Bacău. Am făcut vorbire înainte, știți despre ce este vorba. Îmi scrie la cuvânt? Da. E suma clasică, ca să zic așa, 20.000 de lei pentru cam așa s-a mers. Și la scenator s-a cheltuit niște bani frumoșei, nu prea s-a mai întreținut pe acolo, cum a spus dumneavoastră, s-a mai spart, s-a mai... Adică, domnul consilier, haideți să fiți serioși, acolo stau tinerii, nu pot să stau să păzesc acea scenă. S-a păstrat, având vedere de câți ani este și totuși atât o placă de... Eu atât aș mai întreba, nu știu. Cetățenilor mi se pare ok să betonăm totuși acolo medianul, poate un gazon ar fi fost mai estetic. Să știți că am și referatul inițial, am mers pe gazon, dar s-a pus problema că dacă atunci plouă, nu ne ajută cu absolut nimic acel gazon. Am luat în calcul, vă arăt inclusiv că este un referat întocmit pentru gazon. Foarte scump și se distruge. Da, deci am luat în calcul toate variantele, am vorbit și cu... Gazonul pe arena națională și țină. Deci aici s-a pus problema, că dacă plouă exact atunci am lucrat degeaba la acel... Nu este decizia voastră? Nu, e decizia și veniți cu alte. De exemplu, eu am mai discutat cu alți băieți care lucrează în construcții din Horgești, care stau prin zonă pe acolo și au dat și ei părerea. Deci dumneavoastră, dacă vreți, veniți cu altă părere și considerăm că este bună volum ca atare. S-ar putea spune alea din alea. Dacă nu mai ușor. De ce? Dacă cred că nu costă mai scump. Te spuneți cu bugetare sau chiar nu. Avere tot nisip și pe avere, că alea le pot să... Da, dar terenul nu este pe adem ca să facem acum bine, nu este drept și să nu sară ușor pe picior cineva la sare. Vă rog frumos, domnul consilier, dacă aveți ceva de spus, vă rog, voce tare. Domnul Dudulică, vă ascultăm.
Da, mulțumesc, atunci supunem la vot. Proiectul numărul 6. Cine este pentru? E numărat 12. Abțineri? Voturi împotrivă? Nu am fost în stare să menținem ceea ce deja este și mai facem cu cheltuială. N-am dat o mână de lacă în 5-4 ani de zile când e făcută. Dumneavoastră ne-ați dat sau nu? Noi nu am fost în stare să menținem. Dar mai mult decât a spus, este achiziționat și lacul, să dăm și lacul. Da, e pentru achiziționat bani luăm în calcul și pentru achiziționat. Mulțumim! Erau două coșuri de gunoi care să rup, să destrug, să fură. Mai facem alte investiții. Unim patru, ca să ia numai două și ne revoltă două. Atât se vrea. Mergem mai departe. Proiectul numărul 7 de pe ordine de zi privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru școli al României la nivelul Comunei Corturi, județul Bacău. Domnule consiliere, aici o să las pe domnul secretar să lască, că dânsul a ținut legătura cu Consiliul de Ziar, în zilele acestea am mai fost plecată cu documente și cred că știe mult mai bine despre ce. Deci, acest proiect a venit cu o suplimentare, cred că ați văzut inițial avem și o adresă de la Consiliul Județean, chiar dacă o să spună că puteam să ne ducem în cealaltă ședință, totuși am vrut să ne uităm, să vedem puțin, să ne documentăm față de această situație, ca să putem să facem o hotărâre de cunoștință de cauză. Proiectul vizează procedura de licitație pentru programul guvernamental pe învățământ, cornul și laptele. Din totdeauna această procedură de licitație a fost asigurată de către Consiliul Județean și acum urmează a fi asigurată de către Consiliul Județean, dar am înțeles că datorită unor nevoi mai mult juridice decât faptice, este nevoie de această hotărâre prin care consiliile locale se spune că nu își asumă ele acea licitație pentru că Consiliul Județean, scuzați, Caraponia, să poată să desfășoare procedura de licitație. Este mai mult o tehnicalitate, dar este nevoie de ea. N-a fost nevoie de ea până acum. Acum... Nu e chiar așa, pentru că ei spune asumare, neasumare. Deci, păi spune asumare, adică neasumare. Eu am mers pe ideea de neasumare. Dacă dumneavoastră, domnule consilier, vreți pentru asumare, veniți cu amendament și mergeți pentru din câte știu, toate OAT-urile la nivelul județului nu și-au asumat, tocmai pentru că această procedură de licitație pentru acest serviciu nu știu ce să vă spun. N-am la legătura la municipiul Bacău. Este făcut în fiecare an. Există o echipă care se ocupă, are implicații mult mai mari decât cele ale unei simple licitații. Adică persoane care, într-adevăr, sunt la sănătatea copiilor, de le dă covrigerie și cornul ăla deja este necomestibil. Consider că v-ați scris la cuvânt. Da, necomestibil, nu? Că nu... Nu văd că dacă acest proiect de hotărâri privește exact cornul și laptele, nu văd cât de greu ar putea să ne fie achiziții, distribuire ca să oferim copiilor comunei, altceva în afară de lucrurile alea care nu au. Proceduri de achiziții pe aceasta este foarte greu. Vă aduc la cunoștință că noi în cadrul primăriei avem o persoană care are doar atribuții de achiziții, nu este angajată de post de achiziții. Deci n-am putea să discutăm. Puteți să-mi spuneți că este foarte greu exact anumit ceea ce comportă? Toată procedura de achiziții, modul cum se desfășoară toată procedura de achiziții, nu sunt specialist toată în achiziții. Avem. Da, nu avem este. Personal, în primul rând. Decât să asigurăm copilul? Nu avem ceva personal de ce, ceva de ce, care ceva să de ce, pentru că adică, ceea ce primesc... În locul unui corp care îl dai la câini, pentru că acolo ajunge, știe toată lumea treaba asta. Atât pot să vă spun. Nu, și nu eu vă mai zic ceva. Presupun că este o sumă limită pentru care se poate face achiziția. Credeți că dacă noi o preluăm această achiziție, ar însemna că putem noi achiziționăm, adică Consiliul Județean de suma, da exemplu, de bugetul de 20 de lei achiziționează acel corn și acel lapte și considerați că noi de 20 de lei o să vină să ne aducă cozonac și... Putem subvenționa noi.
Subvenționăm este aceeași capitol bugetar și aceeași program. Dacă putem subvenționa, aici este problema. Domnul președinte, eu vreau să intervin. În ceea ce privește cornurile și lapte, există o hotărâre de guvern, dacă urmăriți, în care se precizează exact ce se dă la copii. Se dă corn, măr, lapte, nu. De ce? Deci sunt, întâi trebuie să respectăm hotărârile de guvern. Nu și regulamentul noi european trebuie să respectăm pe baza ei. Acei bani sunt bani în fonduri europene. Da, așa. Păi, în regulamentul european, leiul de palmier este eliminat. Prin APIA. Deci, și fondurilețele de obicei sunt la palmier. Dacă vreți să vă spun concluzia din teren, păi nu, dar 50% din copii nici nu-l mănâncă. Deci a fost o întreagă discuții pe la Nutella din cauza faptului că s-ar fi presupus să facă Nutella din ulei de palmier. Și le-au închis producția și le-au verificat. Dar ce am putea în loc? Deci să dăm hrană caldă sau să dăm ceva? Deci trebuie totuși să respectăm hotărârea de guvern. O sandwich, nu? Carchete, eu zic să veniți cu propunere, mai ales că suntem la guvernare cu asemenea propunere de modificare a hotărârii de guvern și după ce va fi modificată hotărârea de guvern, noi o luăm ca atare. Deci, am și o întrebare. Vă rog. De când se discută de cornul și laptele, dacă vă amintiți, când a fost introdus pentru prima dată 2004. În România cornul și laptele? 2003 sau 2004, pe timpul guvernului Năstase. Deci de atunci și până acum nici unul oate n-a organizat și n-a putut să organizeze o licitație pentru achiziționarea celor două produse, știu eu, da, de panificație și de lactate. Niciodată nu s-a putut face treaba asta. Dacă acum aveți o idee, putem veniți cu unii fonduri, cum se poate organiza, cine vine să liciteze numai pentru cum a, pentru că în momentul când se face la nivel de județ, cine câștigă licitația, câștigă cel puțin pentru, cred că pentru 10, 15, 20 de școli sau pe grupii. Că nu vine unul să liciteze numai pentru 200 de elevi de la școala Horgești sau 400-500 de elevi din comună. Cel puțin asta este părerea mea. Așa că e ulei de palmier, că e ulei de ricin, că e ulei de nu știu care și nu-i de floarea și e dublu rafinat sau nu-i presat la rece sau mai știu eu cum. Nu, dumneavoastră știți, ați dus la analiză covrigul respectiv sau ce Dumnezeu este ăla și are ulei care nu-i comestibil? Păi asta e treaba DSV-ului, Direcția de Sănătate Publică, să verifice, luați, faceți sesizări, avem noi laboratoare să constatăm așa ceva? Asta, că sunt păreri, că nu știu ce, că nu s-ai noștri, că s-ai lor, că veniți solicitat nu știu ce firmă, de-a cui Dumnezeu, habar nu avem noi. Asta este treaba altora. Părerea mea este că nu putem să organizăm așa ceva și nici nu știu nici întreabă. Este pentru prima dată de când, din 2000, exact. Este pentru prima dată când Consiliul Local, Consiliul Județean cere așa ceva. Este pentru prima dată. Probabil domnul Boboc, încep să ridice probleme. Domnul Boboc este, păi ca să scape ei. Da. Să le pasează pe altcineva. Tot din teren, fiind cadrul didactic. Ce-am mai făcut de controlul? Că sunteți consilier din 96. Haideți să nu facem dialog. Și dacă știți dumneavoastră că am mai aprobat noi în Consiliul Local așa ceva. Controlul cantității există de fiecare dată. Consiliul cantității. Deci eu vă spun că sunt la școală cadrul didactic. Se face de către Consiliul Județean. Dar al calității niciodată de când a fost implementat. Foarte rău că nu ați sesizat școala, nu ați sesizat pentru că nu te spune... Dar la cantitățile ne ia lună de lună. Sigur că dacă ați luat cumva să le mâncați dumneavoastră, nu uitați la copii. Asta nu înțeles. Da. Dar
luați, duceți la laborator, sesizați direcția de sănătate publică, de SBU, nu pot rău la copii și așa mai departe. Există și chestiuni de genul ăsta, după lapte, la alții. De acord, domnule! De acord! Și credeți că dacă organizăm, noi nu pot fi aceleași probleme? Pentru laptele este un alergen. Laptele este un alergen și laptele ne poate produce și în momentul în care un copil este alergic la lactate, nu poate mânca. Școlile au fost dotate de către Consiliul Local, de către primării, cu camere speciale amenajate, școala Orgen, școala Răcătău, școala... Știu sigur treaba asta, că nu de acum. De cel puțin 10-15 ani, cu frigiderii, cu spații speciale amenajate, unii se păstrează. Eu am văzut la școala Horgești, nu știu la cum este. Cu sigur, nu mi-a dat. Da, este. Da, hai, primăria o hai, nu te supăra. Domnul, nu, și-a făcut școlile și-a primit ajutorile. Este vorba despre faptul că un copil poate să fie intolerant la lapte. Ok, și în alternativă, ce ofer copilului? Eu nu am lapte și conul programul guvernamental, n-ai cum să oferi altceva. Era o idee, ghiere de albini. Deci este programul guvernamental, de asta vă zic, faceți-o vreau să fie schimbată acea hotărâre de guvern. Și ce la lactoză este excepții pentru copii și ăla trebuie să aibă de la medic și în cazul ăsta n-are decât să vedem, găsim o altă soluție sau până la unde să nu avem ce să facă. E hotărât de guvern și eu trebuie de guvern. Da, păi da. Și dacă permiteți, noi facem dialog. Mergeți la guvernul, vă cunoașteți? Păi da, și spuneți, băi, fiți atent. Dacă îmi permiteți, faptul că ni se solicită asumarea, neasumarea, deja este un prim pas spre a te îndrepta către altceva. Faptul că ni se spune că toate OAT-urile din județ trimit rapid înapoi cu neasumare, înseamnă că nu se schimbă nimic și asta nu ne ajută nimic, pentru că deja majoritatea am fost de acord că programul ăsta nu e ok la modul în care se desfășoară acum. De ce? Da, acel lapte, eu vă dau exemplu copilului meu, da? Deci batonul ăla nu-l mănâncă absolut nimeni niciodată, deci nici măcar nu-l iau. Laptele când și când unii în funcție de... Mai mult pentru vețișorul ăla, pentru paiul ăla, că îi încântă să bea cu paiul. Asta e singurul lucru. Noi, pe plan local, cum aș vedea eu lucrurile? Dacă tot ni se permite lucrul ăsta, sunt atâtea brutării în zonă. Sunt care vin și livrează către magazine, către comercianți și pot și vin cu cornuri, cu ștrudele, cu... Acolo ar trebui să ne ducem. Dacă tot decât pâinea aia, oamenii ăștia vin zilnic în Hărgești. Acolo ar trebui să tindem. Și de asta zic, nu numai noi. Discutat, nu? Te asociezi cu... Spuneați de costuri, că ar trebui asociere. Brutăriile care sunt aici pe zonă ar putea foarte bine să aprovizioneze și Parincea, și Horgeștiu, și... Da, totul e să vrea și Parincea, să vrea și Plăceștiu și să țin. Deplinească condițiile de eligibilitate conform regulamentului european. Păi, haideți să fim cu picioarele pe pământ. Păi stați-o, pe atunci înseamnă că e restrictiv, înseamnă că numai cine poate, numai firmele mari. E, numai firmele mari. Păi da, tocmai că la proiectul ăsta vorbim de sume imense care se învârt și nimeni nu se gândește practic la... Eu cred că discutăm de marginea subiectului, că nu știm exact hotărârea de guvern, exact de ce prevede. Nu avem niciun hotărârea de guvern în față. Deci noi s-ar putea să facem discuții când pur și simplu sau e limitativ sau permisiv, că nu știm exact. Și care e prețul? Concret, care este prețul? Nu s-au mai luat niciodată de această situație ca să studiez în anticip, să vadă, adică nu știu dacă lucrul ăsta o să înceapă sau o să schimbe ei proiectul. Dacă ni s-a cerut acest proiect, înseamnă că eu acum trebuia să știu prețul, să văd cât este disponibil pentru fiecare copil și poate eu ca și Consiliul Local, exact cum a spus și doamna Lunuț, văd și cum, dacă permite legea, să subvenționez încă cât e nevoie acolo, 20 de bani, 30 de bani, că doar la sumele astea ne învârtim zilnic la cât costă și suplimentăm și dăm copilului ceva ce este comestibil în primul rând. Aici e fuga de răspundere. Îți dă, ne asumăm noi când facem, când dregem, nu știu ce, și a scăpat cineva și gata, păi, descurcați-vă, fraților. Și vin numai în control pe urmă. Ai făcut, descurcați-vă. Ce mai trebuie avut în vedere când aduci pâine la magazin sau un ștrudel, vin cu acele mașini de pâine, da? Dar s-ar putea ca atunci când vin cornul și laptele, mașinile să nu fie corespunzătoare pentru transporturile. Deci, înseamnă mult mai mult decât vedem noi. Exact. În momentul în care
Mai sunt proiectul de hotărâre, așa cum asta, nu restricționează și alte care distribuie, un inginer de alimentație publică care își dă semnătura societățile astea care fac pâine și un pâine, n-am așa ce să zice. Nu ne restricționează privința altor proiecte care... Nu, atât. Nici întrebarea, că nu am fost și adresa de la Crăciun. Deci aș realiza că este un lucru făcut așa pe repede înainte să primească un răspuns. Dacă noi la ora asta spunem că ne asumăm, vedeți-vă ce condiții s-a terminalizat o procedură de licitație până la începerea școlii. Numai că asta avem... Riscați să rămâne în echipă. S-ar putea la nivelul anului 2023. Ăsta am scăpat și noi din responsabilitate. La nivelul anului 2023, când se finalizează proiectul ăsta, să apare să avem mai multe date, să existe posibilități. Dar astăzi există două posibilități. Da sau nu? Analizați care sunt unele riscuri și care sunt celelalte. Da. Până la urmă, despre asta e vorba. Dacă nu mai sunt înscrieri la cuvânt, supun la vot. Hotărâre. Cine este pentru? Da. Acolo prezentat. Abțineri? Două. Împotrivă? Trecem la punctul 7, întrebări și interpelări. Încep, dacă îmi permiteți, că tot sunt și domnul Ureanu aici. Pe data de 13.07.2021 expiră contractul cu televiziunea, cu cei care filmează, cu societatea. Și în contract, în contractul inițial, este prevăzut că se prelungește prin act adițional și la data expirării. Considerăm că nu mai este nevoie de proiect de hotărâre, că este proiect de hotărâre și hotărâre adoptată privind achiziționarea acestui servicii și ca atare propun să permiteți, ești doar în ședință acum la diverse, să facem acel act adițional pentru prelungirea cu încă aceeași perioadă contractuală. Da. 12 luni pentru achiziționarea acestui servicii. Și suma este de, ca să citesc, haideți să citesc adresa, că n-ați avut-o, că și mie mi-a adus-o domnul Ungureanu înainte, subsemnata Ungureanu Liliana, reprezentantă a televiziunii Exclusiv TV, vă rog să-mi aflați încheierea unui contract de prestări servicii în cuprindul vechiul contract, expiră la data de 13.07.2021. Deci e vorba de un act adițional, nu de un contract nou. Scopul acestui contract este realizarea de filmări informative cu imagini și aspecte din comună, diverse interviuri, documentare, reportaje și ședințe de Consiliu Local care se contribuie la promovarea comunității în contextul regional și național. Vă rugăm de asemenea ca durata contractului să fie de minimum 2 ani de la data încheierii, așa cum avem și în alte comune din județul Bacău. Televiziunea Exclusiv TV este parte a activității SC Electrostar SRL în județul Bacău și este reprezentată de Ungureanu Liliana. Menționăm că avem afișat oferta noastră în catalogul electronic SICAP, numărul de referință, prețul de 670 de RON lunar, la care se adaugă TVA. Acesta este adresa. Documente. Dar contractul nostru era pe un an. Stați că mă duc la marge. La ce o stați acum? Pe 12 luni era vechi cu contract. 4.000 de lei anual, parcă. Sigur. Nu? 4.000 de lei anual era vechi contract. Domnul Grea, mi-aș vrea să cât plăteam luna până acum? Da. Dar aveam... Cred că era 470 de lei plus TVA. Așa, având în vedere că sunt deplasări tocmai de la Onești și sunt și alte cheltuieli pe care le avem. Prețul la toate UAT-urile s-a ridicat la 670 de lei. La care se adaugă și TVA-ul. Da, sigur. TVA-ul noi îl dăm la stat. Da, dacă asumă din partea noastră, cu TVA ar veni, cred că 800 de lei, așa. Da, ceva genul ăsta. Dar ați încheiat contractul, prețul la combustibil era același ca acum. Da, crescut prețul și la combustibil. Nu, când l-ați încheiat, acum 2 ani, acela era prețul. Era prețul mai mic. Era mai mic. Pe microfon s-a încheiat, dar acum 2 ani... Creșterea e semnificativă, dacă ne raportăm procentual. Și calitatea serviciului noastre a crescut. Noi filmăm cu aparatoare de foarte multe, de formate 4K. Deci cheltuieli în
în general au crescut și, dar nu e o sumă mare, 200 de lei. Cred că mai mult decât atât, noi ne angajăm în afara ședințelor, inclusiv pe 15 august să venim să filmăm, să promovăm comuna și să vă sprijinim în ceea ce privește imaginea dumneavoastră. Păi vă angajați deja în contract. Da, sigur, de sigur că am venit cu niște servicii suplimentare. Da, da, da. Domnul mai spus, serviciul nu este complet, că nu toate ședințele extraordinare nu sunt filmate. Dar știți că nu putem veni într-o oră la Onești, nicăieri nu facem în județul Bacău. Vă informez că noi filmăm 64 de wattheuri. Știu lucrul ăsta, Ar însemna să aduce un preț prea mare, noi nu dorim să venim cu cheltuieli multe. Nu o spun că nu o să de îndată și apunează. Dar eu dacă aș fi cu Mario, aș instala o cameră 4K aici cu banii ăștia care îi dau până de zile. Până când intru în ședință, am apăsat un... S-a încercat și primarul are dosar penal pentru că filmarea nu prezintă calitate nici la sunet, nici la imagine. Vă dați seama, dacă puneți o cameră, observați, cameramanul se... Nu veți avea sunetul, cetățenii vor fi nemulțumiți. Da. Eu zic că v-am întrebat și pe dumneavoastră dacă ați fost mulțumiți și ați recunoscut că serviciile noastre au fost de bună calitate. Dosar penal doar pentru că nu s-au respectat drepturile la GDPR-ul. Nu, pentru că nu are calitate și sunet. Nu are efect GDPR-ul, noi nu filmăm date personale, buletine, alte chestii. Eu, în calitate de consilier, la vremea aceea binecuvântat viceprimar, știu că ați fost cel mai fervent susținător a încheierii acestui contract pentru televizare. Acum, eu am fost cel mai fervent susținător a transparenței și a publicității. Nu, chiar o să aduc în ședința următoare acel proces grad de ședință. Trebuie să vă aduc aminte că m-a stat afară cu camera din șer. Nu, păi aduc de-a voastră. Eu mi-asum, deci ați văzut filmările. Și se pare că dumneavoastră când e ceva să se facă, de ce se face, când nu se face, de ce nu se face. Ba da, asta este. Sunt 800, sunt 9600 de euro. Anul ca veni și spuneți ca sumă. Deci domnul consiliere, asta decideți, de asta am și venit în Consiliul Local. Tocmai de asta zic. Spune, ședința extraordinară. Poate cetățenii vor să vadă ce se votează la ședințele extraordinare. Asta e legătură și fără de haideți să arăt, domnul consilier, pentru că nu este proiect de hotărâre, dar mare să spuneți dacă sunteți de acord, o să se menționeze în procesul verbal, pentru prelungirea acestui contract acadițional. Problema este, din ce știu juridic, vorbesc acum, dacă contractul este de un an de zile, actul adițional, știu că nu s-ar putea prelungi pe perioada de 24 de luni, că nu poți să prelungești cu mai mult decât perioada contractului. Asta o știu eu. Deci, automat, la perioada contractuală, o să mergem nu pe 24 de luni, pe 12, că asta, nu? Eu juridic, așa țin minte din când lucram pe asta, că nu poți să prelungești pe act adițional cu o perioadă mai mare decât ce a prevăzut în contractul inițial. Da, asta este, dar deci 24 de luni pică, o să rămână 12 luni prelungirea. Condiție. Și în rest, dacă aveți ceva și vreți să discutați cu domnul, da, privința... Da, vă răspund, nu e problemă. Acum, practic, nu suntem nemulțumiți, sau cel puțin eu, n-am auzit nimeni să fie nemulțumit de calitatea imaginilor, de ce nu s-a intervenit în parcursul derulării ședinții cu anumite aspecte să fie tăiate sau adăugate sau scoase din context. Prețul a crescut. De fapt, unde n-a crescut prețul? A crescut biserica. În perioada în care ne aflăm. Eu aș fi de părere că să mergem în continuare cu prelungirea acestei încheierea actului adițional. În schimb, peste un an, cred că probabil veți veni pentru... Vom menține prețul și peste un an de zile, deci vă promitem că nu mai ridicăm prețul nici în următorul... Asta e. Da. Adică... Trebuie să vă mutați la București, puneți costurile de deplasare iar. Nu ne mutăm. Poate ne mutăm la Horgești, ca și ne place, că e frumos. Trebuie să menținem conținut la prelungirea actelor inițiale cu acte adiționale și de faptul că veniturile nu cresc în ritmul în care comunică oficialitățile din
Institutul Național de Statistică, de toate statisticile europene, ce sunt alea care le știți și dumneavoastră și le știm și noi. Da, n-am înțeles. Vreți să supunem la vot? Nu, doar informare. Da, așadar... Și vreau, dacă tot am vorbit, domnul președinte, să vă mulțumim foarte mult pentru că cu colegii mei v-am discutat, ați văzut, mereu vine câte un alt, că noi avem 17 cameramane în județul Bacău, filmăm în 64 de UAT-uri cu contract și vă mulțumim că sunteți parte din cele 64 de UAT-uri unde noi căutăm să informăm corect cetățenii și cred eu că este util pentru toată lumea să vadă exact dezbaterile pe care le faceți, proiectele. Mulțumesc și doamnei primar și dumneavoastră, doamne președinte și consiliul local. Și vă dorim mult, mult succes în continuare și multă sănătate. Și pe 15 august o să trimitem un băiat care să ia imagini, deci să le promovăm. Și de fiecare dată cu mare plăcere. Vă mulțumesc. Mulțumim și noi. Înscrieri la cuvânt? La diverse? Totul bine și frumos. La diverse aș avea o problemă. Nu vreau becul și la mine. Becul nu funcționează de vreo câteva la mine. Pe drumul județean în dreptul meu. Am văzut cum funcționează, dar nu asta este o problemă, că funcționează celelalte două. La începutul ședinții, câteva discuții privind proiectele de hotărâre, ce a depus unul, ce a depus altul, ce se face, nu se face, chiar dacă dumneavoastră, domnul președinte, ați menționat că oricum nu vi s-a aprobat proiectul de hotărâre sau nu vi s-a fi aprobat proiectul de hotărâre care a fi dus la îmbunătățirea activității în comună. Eu țin minte că s-au aprobat. Unul sau două proiecte au fost refuzate vreo câteva și cred eu că în mod obiectiv. Totuși vin cu o părere. Ia încercați dumneavoastră să faceți un proiect de hotărâre privind îmbunătățirea activității pe linii de asistență socială a persoanelor beneficiarii de ajutor social, care nu găsesc loc de muncă și așa mai departe. Pentru că, dacă mi-amintesc, pe 21 ianuarie anul ăsta ați postat că împreună cu colega dumneavoastră de la Comisia de Muncă, doamna Oana Țoiu, corect, ați avut o discuție, ați identificat problemele persoanelor respective și ați găsit soluțiile. Trebuie 6 luni. Ia venit să încercăm să implementăm acele soluții pe care le-ați găsit într-un proiect de hotărâre și vă garantez că veți avea susținere 100%, fără nicio problemă. Soluții nu mă fi fugă. Nu, vorbesc foarte serios. Da, sigur că da. Pentru că un proiect de hotărâre ca să dublăm bursele, ca să dăm nu știu ce, ca să venim să le dăm mâncare bună, să subvenționăm aia, e ușor de făcut. Dar aici e unde este vorba de cele 400-500 de persoane care au fost atunci puse pe site-ul, pe popularizate în urma unui reportaj care întâmplător sau nu a fost făcut la Parincea, la o dată Comuna Horgeri, cu cetățeni din Parincea. Toți au criticat, au supus o problemă publică. Ia să vedem, domnule, cum îi putem ajuta, ați găsit soluțiile. Dați-ne și nouă, în baza unui proiect de hotărâre. Ce îmi place la dumneavoastră? Nu trebuie să vă placă. Dumneavoastră totdeauna îmi dați mie răspunsul și mă atacați la ceea ce... Nu vă atac, domnul meu! Dumneavoastră suntem la insistent, domnul președinte. Vă rog. Dacă nu probabil că ați aflat, avem tocmai ce am majorat. Ce? De referință pentru ajutorul social. Domnule, ala nu se referă la BMG-ul. Ba nu, domnule, ați citit pe lângă lege. Aia se referă la ajutorul de
șomaj, domnule. Păi, nu se referă nici la malocații, nici la nimic. Nu, e vorba de ajutat și suplimente. Domnule, dumneavoastră aveți această tehnică și vă apreciez. Dar nu-i problema, domnule. Dumneavoastră care veniți dintr-o majoritate de Consiliul Local de după 5 ani de zile, da. Veniți și cereți Consiliul Local de opoziție, de opoziție, da, Consiliul Local, de loc, că de ce nu vă rezolvă dumneavoastră problemele? Dar nu știu bine, domnule, problemele sunt ale comunii, domnul consilier. Stați că postați, vă rog frumos. Prezentatul Consiliul Local, noi nici n-am aflat cu noi. Nu vă fac mini când vă doboară. Nu, dar problema, domnul consilier. Ce vă mai place pagina mea de Facebook? Îmi place de domnul. Da, și trimitați-vă și arăt că eu... Bachiți-l noi toți, dar domnul... Ceea ce vreau să spuneți, dumneavoastră vă place sigur mai mult. Dar numai un pic, eu mă simt bine. E clar că dacă n-aș fi fost... Vă deranjez. Vă deranjez. Și dacă v-ați arătat comentariul când îmi distribuie ce am dat pe Messenger, ce alte ce am mai scris și nu are legătură. Aveți telefon. Vă simțiți bine când scriți acolo că domnul Budău a propus să nu mai funcționeze nominatul public? Să înțeleg că la diverse astăzi avem analize pe text. Pe ce nu, dar vă simțiți bine. Interpretarea unui text. Niciunile. Stimați cetățenii, drumurile sunt lună, podul la Zodian e gata, școala e gata, problema este ce postează. Ce dezamăgit o să fiți când o să vedeți că... Domnule, dar nu-i frumos. Așa ați spus și de autoutilitară că nu-i bună. Dumneavoastră nu vă bucurați pentru binele comunei, dacă s-ar întâmpla rău, v-ați aveți bucurie. Deci sunteți cu totul. Se pare că suntem așa ca la o masă rotundă. Nu, îmi pare rău că am deschis subiectul. Domnilor consilieri, dacă mă aveți să nu că trebuie să ajung la... Am înțeles că este o caravană de vaccinare, dar poate vreți să anunțați cetățenii pe rumă și da, ați văzut și au fost și postări. Nu, 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 este pe 12 prima... a fost, s-au pus și afișe prin comune. Prima etapă de vaccinare, ca să zic, și rapelul este pe 2 august. Cei care doresc să se vaccineze, bine că în prezent, la doamna doctor de familie se pot vaccina oricând în timpul programului cu Johnson & Johnson, deci nu e numai la Paricea, la acel centru, se pot vaccina după cum am distribuit de luni până vineri, de la ora 4 la ora 8, sâmbătă și duminica, de la ora 8 dimineață la 8 seara. Da. Această caravane vine după calcule ar fi cu Pfizer, pentru că e 21 de zile diferența, nu, între parcă așa e, sau 22 Moderna, nu știu, oricum. Ei o să vină că n-au, când ne-au făcut adresă, nu anunță și cu ce se vaccinează. Deci este pe 12 și pe 2. Așa era, și am zis 21, eu așa, deci... Da. Deci pentru cetățenii interesați sunt până soluții. Acum au fost, s-au dat interesate 4 persoane, au fost care au sunat mesaj pe alte 4 persoane, dar trebuia să facă o internare pe 15 și atunci au mers pe Johnson & Johnson, că e numai o doză. Și din cele 4, 2 și-au anunțat renunțarea între timp, după ce s-au trecut pe listă. Noi așteptăm să vedem. Chiar acum sunase când am ieșit din sală domnul doctor care se ocupă de această caravană. Dar se pare că nu numai la nivelul comunei noastre este această nedorință de a se vaccina, e la nivelul țării. Eu una m-am vaccinat, dacă credeți că o luați ca un exemplu, luați-o, eu am și eu și soțul și copiii la mine s-au vaccinat. Alte probleme? Dacă nu, declarăm închisă ședința de astăzi.